La sigur că acest festival reprezintă pentru elevii liceului Spiru Haret un eveniment. Este cea de-a patra ediție acestui festival al chitarelor, sau mai bine zis, De ce plâng chitarele, un generic împrumutat de la legendara formație Noroc. Și eu mă bucur mult că astăzi i-am adunat aici pe foarte mulți dintre cei care au îndrăgit acest instrument foarte popular, mai ales în rândul tinerilor, chitara. Și vedem foarte mulți participanți azi aici la Eugen Ionescu. Ce să vă zic, e bine că tinerii de astăzi au o posibilitate în plus să se adune, să savoreze din frumusețea cântecelor, să discute, să vină cu noi idei și poate, cine știe, cu alte festivaluri de viitor. În primul rând, se deosebește de edițiile anterioare prin aceea că am schimbat locația. Nu mai încăpem în holul liceului la acest festival, deci ne-am schimbat aici la Eugen Ionescu, un teatru de care ne leagă strinse legături de prietenie și pe care o vizităm ori de câte ori avem spectacole, sunt aici montate spectacole interesante. Chiar dacă sunt profesor de română și nu de muzică, întotdeauna mi-au plăcut chitariștii, în general îmi place muzica și mai ales chitariștii. Poate din faptul că n-am cântat niciodată la chitară, îi admiram pe alții și când am văzut că prin liceu tot umblă copii cu chitara în spate, m-am gândit că de ce să nu-i valorificăm, de ce să nu-i știe toată lumea. Și am încercat așa într-o doară, în primul an, când mi-a venit gândul să fac festivalul chitarilor, au participat mai puțin, cred că vreo 10 copii doar, dar a mers, le-a plăcut și atunci următorul an când ne-am întors din vacanță, toți ziceau, dar în acest an va fi festivalul, în acest an va fi, și chiar m-am pomenit că de fapt era o idee accidentară, singulară, dar care a prins rădăcini, copiilor le-a plăcut foarte mult și de la an la an numărul lor creșteau, ei încercau să pregătească tot felul de surprize, noi ne-am mai gândit la niște momente, la niște premii mai speciale și atunci în felul ăsta suntem la a patra ediție. Evenimentul a devenit chiar unul important, mie îmi pare, pentru liceu, pentru că acești copii reușesc să se împrietenească, să formeze duete, trio, grupușoare, repetă prin săli cântece, se pregătesc cu atâta entuziasm de festival încât cred că nu o să pot să renunț niciodată, atât timp cât voi fi în liceu, voi organiza acest festival. Mai mult decât atât, anul ăsta am reușit să atragem și o trupă de la un alt liceu. Sunt niște băieți de la liceul Ion Creangă și chiar ne bucurăm, ne gândim, poate o să capite așa răsunet cumva festivalul și o să reușim să găsim și lume din afară. Festivalul chitarilor a început în școală, a fost pentru că cei care cântă la chitară se poate promova, pentru că noi am avut destul de mulți chitariști în școală, pentru că începând de 5 până la 12, aproape în fiecare clasă cineva cântă la chitară. Și a părut că o idee frumoasă ca toți să se întâlnească toamna și să cânte la chitară. Trupa a apărut vreo un an în urmă. S-a început de la cei cu cineva și-a luat o chitară bas și ceilalți avea o chitară și am început să cântăm la cineva acasă. Și în scurt timp am aflat de studiouri, tot la festivalul chitarilor am făcut cunoștință cu un toboșar și am început să cântăm cu el. Și după repetiții de vreo 4 luni, ca într-o glumă, dar am apărut pe scena festivalului Rock în Haret, care de asemenea a organizat de școală, am cântat în deschidere pentru Gândul Muții. Și asta a fost un concert extraordinar pentru noi.